Până în data de 22 iulie, copiii sunt așteptați să se înscrie la 11-a ediție a școlii de vară din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Cutiuța cu povești, pregătită de muzeograf, este destinată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani și presupune o serie de activități interactive și distractive pentru micuți. În acest an reorganizăm școala de vară, începând cu 25 iulie, două săptămâni până pe 5 august. Ne-am gândit să-i surprindem pe copii și fiecare zi va avea o temă. Tema va fi dată de începutul zilei, care se întâmplă în secție, în fiecare zi o altă secție, o poveste legată de secția respectivă, după care vor urma diverse activități de dezvoltare a abilităților și deprinderilor copiilor. Spre exemplu, la secția de etnografie va fi citit basmul Fata Babei și Fata Moșneagului. Pe lângă poveștile uimitoare, fiecare sunt continuate cu ateliere de creație, dans și voie bună. În școala de vară din anul acesta, în secția de etnografie, va fi prezentată, citită o poveste foarte frumoasă cu care am crescut multe, multe generații. Și cred că se potrivește cadrul foarte bine. Avem lada de zestre plină de comori și atunci copilul n-are decât să se simtă foarte bine și să înțeleagă totodată ce este obiectul de patrimoniu și ce e cu această ladă din povestea pe care o vor afla la școala de vară. Înscrierea la școala de vară Cutiuța cu povești se poate face la numărul de telefon 0252 317 377 sau la pavilionul multifuncțional din cadrul muzeului.